Mănăstirea cu hramurile Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și nașterea Maicii Domnului Chirilovca, raionul Florești, din Episcopia de Bălți, a primit marți 13 iulie 2021 o copie a icoanei făcătoare de minunea Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași. Odorul de mare preț a fost dăruit de către arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, cu binecuvântarea înalpreasfințitului Părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și a preasfințitului Părinte Antonie, episcop de Bălți. Mai întâi, icoana Maicii Domnului a poposit pentru aproximativ o oră la Biserica Înălțarea Domnului Florești. Aici credincioșii au avut prilejul să se închine după citirea unor rugăciuni și după ce s-au intonat câteva cântări închinate Maicii Domnului. Preasfințitul Părinte Antonie a amintit că înainte de a ajunge la Mănăstirea Chirilovca, a rânduit ca icoana să fie expusă spre închinare în uriașilor păstoriți de către Părintele Ilie Munteanu, parohul Bisericii Înălțarea Domnului din Florești. Bucurie și o mare binecuvântare pentru episcopia noastră și pentru această biserică, pentru această parohie, că Maicuța Domnului ne-a trimis acest mare dar. Este vorba de copia icoanei făcătoare de minuni de la Mănăstirea Hadâmbu, care prin bunăvoința, deschiderea și dragostea Părintelui Stareț, Părintele Nicodim, care este aici, fratele nostru, care iubește mult Basarabia noastră românească, a decis să facă acest dar. Icoana va ajunge la Mănăstirea Chirilovca, dar am zis să nu trecem pe lângă comunitatea dumneavoastră, să poposim aici măcar câteva clipe, să ne închinăm, să ne rugăm. Protosinghelul Iorest Goraș, secretarul Mănăstirii Hadâmbu, a expus câteva date istorice despre icoana în fața căreia mii de oameni din țară și de peste hotare au primit răspuns la rugăciunile lor. Mănăstirea avem două volume intitulate Minunile Maicii Domnului prin icoana sa cea făcătoare de minuni de la Mănăstirea Hadâmbu. Și acolo dau mărturie fiecare credincios sau credincioasă despre ce boli au avut, cum au venit, cum s-au rugat și cum s-au tămăduit. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță a amintit de evlavia pe care creștinii ortodoxi o au față de Maica Domnului și față de icoana sa făcătoare de minuni ce se află în așezarea monahală din Dealul Mare. Este pretutindeni oriunde cei care o cinstim, o prețuim și o iubim, le mai cerem în rugăciune, simțim prezența Maicii Domnului. Dacă toți suntem foarte mult la Basarabia, dar multe mânând la preasfințitul, ce m-a atras pe mine în această eparhie, m-a atras blândețea, smerenia, bunătatea preasfințitului, care cu multă demnitate și cu multă credință vie în Dumnezeu slujește și vă slujește Sfinților voastre. Aveți o mare binecuvântare. Programul s-a încheiat cu intonarea de către Părintele Stareț a câtorva pricesile închinate Fecioarei Maria. Nu ne lăsa, Maicuță, să perim pe cale, căci noi suntem cheii lacrimilor tale. Delegația de la Mănăstirea Hadâmbu s-a îndreptat apoi către Mănăstirea Chirilov, ca locul unde icoana făcătoare de minune a Maicii Domnului va rămâne pentru totdeauna. Aici a fost întâmpinată de către preasfințitul Părinte Episcop Antonie, de soborul preoților și de numeroși credincioși din mai multe părți ale Episcopiei de Bălți. În dangătul clopotului și al cântărilor religioase, Sfânta Icoană a fost purtată în jurul Sfântului Locaș al așezării monahale. În fața icoanei au fost purtați prapuri și cruci de către câțiva oameni. În biserica mănăstirii s-a oficiat apoi acatistul icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu, alcătuit de către înalt preasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.
judecată lucrurilor rugăminte bucte, că lângă schitul vechi, biserică nouă ți-a întemeiat. Pe Dumnezeu cuvântul l-ai născut, pe tine cea cu adevărat. Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea și iertarea păcatelor robilor tăi, prezenți la această sfântă slujbă. Preasfințitul Părinte Antonie a mulțumit Arhimandritului Nicodim Gheorghiță pentru darul pe care l-a oferit Mănăstirii Chirilovca și Episcopiei de Bălți, făcând referire la minunile pe care Maica Domnului le săvârșește în viața oamenilor. În același timp și-a exprimat recunoștința față de Părintele Mitropolit Teofan pentru dragostea pe care o arată mereu față de frații de peste Prut. Preasfinția sa a menționat că viitoarea catedrală a Episcopiei de Bălți o va avea ocrotitoare pe Maica Domnului. Noi avem pe Maica Domnului o ocrotitoare a episcopiei noastre, pentru că unul din hramurile catedrale, viitoare catedrale din Bălți, va avea ca ocrotitoare pe Maica Domnului. Este vorba de nașterea Maicii Domnului. De altfel, și aici, în această mănăstire, hramul, sau unul din cele două hramuri, este tot nașterea Maicii Domnului. Mulțumim Părintelui Stanis, Părintelui Nicodim, care, așa cum am menționat și la Florești, este unul din preoții de Vitecul, care ține foarte mult la Basarabia, a ajutat pe numărate biserici și Maicuța Domnului l-a îndreptat ultimul timp și către Chirilovca. Părintele a făcut și alte daruri, dar astăzi a ascultat de îndemnul Maicii Domnului și ne-a adus acest odor fără preț. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță a făcut referire în cuvântul adresat la ajutorul primit prin rugăciunile Maicii Domnului și a apreciat jertfa pe care slujitorii Sfântului Altar o depun pentru menținerea ortodoxiei românești pe tărâmul rupt din patria mamă. De asemenea, Părintele Stareț a încurajat obștea Mănăstirii Chirilovca aflată la începutul urcușului duhovnicesc. Spre dintre licioși care, pentru binecuvântarea Maicii Domnului, dar Maica Domnului este, în primul rând, o binecuvântare pentru acest sfânt așezământ, pentru această nouă obște. Este o bucurie pentru mine că am reușit să vin cu această sfântă icoană în locul acesta sfânt. Maica Domnului este păzitoarea noastră, așa că Maicuța Domnului să vă dea atâta sfor și ajutor. Actul de donație al icoanei a fost citit de către Părintele Florentin Constantin Doboșeriu, consilier economic al Episcopiei de Bălți. Icoana Maicii Domnului va rămâne spre închinarea Beredinilor doar în Biserica Sfântei Mănăstirii Chirilovca și va face parte doar din patrimoniul canonic al Episcopiei de Bălți Constantinului din cadrul Patriarhiei Române, indiferent de contextul istoric. La final, credincioșii s-au închinat la copia icoanei făcătoare de minune a Maicii Domnului. Sora Maria Popa, locțiitoare de stareță a Mănăstirii Chirilovca, a mulțumit preasfinției sale, Arhimandritului Nicodim și soborului pentru frumoasa slujire. Și cu dragoste și cer ajutorul ei. Când suntem în sufletul tuturor celor care au fost prezenți de frumoasă slujire și vă așteptăm cu drag întotdeauna să aveți dragoste. Programul liturgic s-a încheiat cu slujba parastasului pentru ctitorii Mănăstirii Hadâmbu. Icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu de la Mănăstirea Hadâmbu este cunoscută în țară și peste hotare pentru minunile pe care le-a săvârșit în viața multor oameni. În 1937-1938, preotul Octavian Zmău din Roma a pictat două icoane ale Maicii Domnului cu pruncul, pe care le-a închinat ca danie Mănăstirii Hadâmbu. În 1990, odoarele au fost așezate cu cinste în Biserica Așezării Monahale după noua sfințire a acesteia, iar câțiva ani mai târziu li s-a făcut ferecătura de aur și de argint. Icoana a fost donată schitului din Dealul Mare, cum este cunoscută Mănăstirea Hadâmbu, de eromonahul Iov Mazilu, egumenul acestui schit. Icoana a fost apoi ferecată în argint de meșterul Ion Contfas din Târgu Neamț.